Autoarea cărții Fabule Moderne, Tatiana Țăbulea, care a revenit la Chișinău pentru workshopul Cum să găsești curajul de a fi tu însăți. Tatiana ne-a spus cum este viața ei acum, după ce a scris o carte, și dacă există loc în viața ei acum și pentru alte lucruri importante. Este pozitivă. Cred că pentru orice om care scrie ceva sau pictează sau face altceva creativ, este important să aibă un feedback bun. N-am auzit încă de autori sau de pictori sau de alți creatori să spună că este indiferent dacă lumii îi place sau nu ce a făcut. Cartea mă bucură mult, mă bucură că oamenii o citesc, o cumpără, îmi trimit poze cu ea. Asta mă inspiră. Mă inspiră să mă gândesc că dacă aș scrie altceva, poate la fel l-ar plăcea să citească. Așa că este un lucru pozitiv. Revenirea acasă întotdeauna este o emoție pentru mine, cu atât mai mult când știu că atâtea femei vor să vină să audă ce am de spus, au vrut să se întâlnească cu mine. Este o onoare pentru mine și sper ca să fie o seară frumoasă și sper să înțeleg și eu mai bine cum vibrează cititorii mei, ce vor, ce le place, ce nu le place, pentru că bănuiesc că va fi o discuție despre carte, despre oameni despre care am scris, mai puțin despre mine și despre viața mea privată sau alte aspecte. Tatiana ne-a mărturisit că avea emoții înainte de workshop, pentru că nu a mai ținut un discurs în fața unui public de 200 de femei. Aici nu e ca în televiziune, unde ești doar în fața cameramanului și a camerei de filmat. Voi aborda probabil curajul de a face ceea ce amânăm tot timpul, fiindcă acest lucru mi se pare cel mai trist, când știi că poți, vrei, dar amâni din diferite motive. Viața este atât de scurtă încât ar fi păcat să nu faci un lucru, nu pentru că n-ai putut să-l faci, dar pentru că ai amânat pe a doua zi sau pe al doilea an sau pe și mai târziu din lipsă de curaj. Cred că acesta este cu siguranță un aspect pe care îl voi aborda. Și un alt aspect ar fi să faci ceea ce îți place cu adevărat, fiindcă noi femeile găsim întotdeauna timp și curaj pentru toți și pentru toate, mai puțin pentru noi. Și cred că acest lucru ar trebui să se schimbe, că acum este momentul potrivit, acum societatea este favorabilă femeilor, iubește femeile îndrăznețe, curajoase și cred că dacă aș putea să le conving pe fetele din sală, pe femeile din sală de astăzi, că trebuie să facă ceea ce le place în viață, pentru că asta, de fapt, îți aduce fericirea, voi fi bucuroasă. Îmi place să mi se spună scriitoare, mai ales după ce am scris prima carte, dar încă nu mă simt pe cal. Nici jurnalist nu mai sunt. Sunt o femeie care scrie, cred că asta este. Probabil acest gen fabule nu mă reprezintă în totalitate, deși nu este un gen pe care l-am respectat cu acuratețe. Fabule Moderne a fost un început de suflet, a fost o carte bună, mi-a plăcut foarte mult să le scriu, dar cred că acum voi face altceva. Deși este o vorbă în viață, nu spune niciodată, dar nu mi-am propus să mai scriu fabule deocamdată. Doamnele și domnișoarele aveau și ele emoții și așteptări de la workshopul Tatianei, iar câteva dintre ele le-au împărtășit cu noi. În primul rând le doresc tuturor femeilor să fie sănătoase, să fie fericite, împlinite și să fie întotdeauna cu zâmbetul pe buze, indiferent de orice situație din viață. Bine am venit cu mari emoții la acest eveniment. Tatiana Țăbuleacă este o doamnă și un jurnalist pe care o admir foarte mult încă de pe vremea când era reporter la ProTV, iar fabulele pe care, prin intermediul cărora am redescoperit-o, mi-a arătat o altă latură ei. Și atunci, venind la acest eveniment, am zis că este și asta o oportunitate de a afla mai multe despre Tatiana Țăbuleacă, cum e ea ca o femeie, nu doar ca un jurnalist, și care a fost experiența ei de viață, cum a fost mutarea cu traiul în altă țară, adaptarea, și cum e să, după o carieră de succes, cum e să pleci undeva și să te preocupi de viața personală mai mult decât de cea profesională. Și atunci sper să găsesc cel puțin răspuns la câteva din aceste întrebări.
Eu sunt sigură că o să fie frumos, pentru că tot ceea ce face Tatiana este foarte frumos. Eu nu am venit cu anumite așteptări, eu savurez ceea ce zice ea, ceea ce scrie ea și am fost foarte curioasă să văd despre ce o să zică, pentru că exact așa cum vă ziceam, tot ce gândește Tatiana este foarte aproape de sufletul meu și mi se pare un personaj foarte cald și foarte deosebit de tot ceea ce avem noi în jurul nostru. Tatiana Țăbuleacă a adresat și o felicitare pentru toate femeile din Moldova acum în ajunul Zilei Internaționale a Femeii. Nu este bucurie mai mare în viață decât să faci ceea ce îți place, decât să îți urmezi visul, să vezi că ceea ce ți-ai propus sau ai visat cândva s-a împlinit. Eu le îndemn pe toate femeile să-și urmeze visul și chiar dacă este ceva mai vechi, să le scoată de la naftalină, să le pună la uscat și să se bucure de ele.